Incidentul a avut loc în zona de vest a Ploieștiului, iar în urma acestuia două persoane au fost ridicate și conduse la audieri. Trecătorii care au asistat la conflict spun că cei implicați sunt romi. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au intervenit imediat la fața locului cu mai multe echipaje. Victima este un bărbat de 30 de ani, iar medicii ploieșteni spun că acesta va rămâne internat la spital, dar nu prezintă răni care să-i pună viața în pericol. Anchetatorii urmează să precizeze dacă a fost un incident verbal care a degenerat sau o reglare de conturi între două clanuri din municipiul Ploiești.